Mă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dacă te trezești, iată până unde se poate ajunge. Deodată ochiul devine gol pe din lăuntru, ca un tunel. Privirea se face una cu tine. Iată până unde poate ajunge privirea, dacă se trezește. Deodată devine goală, a idoma unei țevi de plumb prin care numai albastrul călătorește. Iată până unde poate ajunge albastrul treaz. Deodată devine gol pe din lăuntru, ca o arteră fără sânge prin care peisajele curgătoare ale somnului se văd. Dragi prieteni, bună dimineața! Dur, talentat și înspăimântător, nu l-aș chema niciodată în vizită. Spun mai multe voci despre invitatul meu din această sâmbătă. Și cu toate astea, astăzi, la mic dejun, împreună cu mine și cu dumneavoastră, un artist de mare calibru, care, începând din 2007, de când a obținut un Palme d'Or la Cannes, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vlad Ivanov, bine ați venit, bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Favoarea e a noastră și chiar avem așa o undă de regret că ne-am ascuns aici în cea mai recent amenajată sală de la librăria Cărturești, nu doar pentru că vremea e un pic neprietenoasă, dar pur și simplu se fac reparații în pavilionul nostru, nu mai avem nici garson, bem singuri cafeaua și peste toate am aflat că nici nu beți cafea vreodată. Oricum, atmosfera îmi place pentru că e mai dark și merge foarte bine împreună cu personajele negative pe care le joc. Așa. Nu-i așa? Sunteți la curent tot timpul cu aceste impresii ale publicului dumneavoastră, nu? Eu le iau ca pe o formă de reverență. Da, da, e și comic la un moment dat. Foarte mult spun că joci numai personaje negative, iar eu le spun că încerc de foarte mulți ani de zile să influențez pe regizori, să joc în comedii romantice, dar fără niciun succes până acum. Trag nădejde, pentru că au trecut ani, ca măcar pe Moș Crăciun să apuc să-l joc la un moment dat. Mă duc spre o declarație recentă pe care ați făcut-o spunând, apropo de personaje negative, tot timpul încerc să le salvez. Putem să salvăm un personaj negativ? Ați putea să-l salvați pe agentul din Metronom sau pe acum de curând că am fost la Netzer la premieră și v-am văzut în Familiar, are vreo șansă acest doctor fost securist să fie salvat? Încerc să le salvez, în ce sens? Încerc să înțeleg cum de au ajuns în acest punct al vieților, adică ce s-a întâmplat în viața lor, atât viața lor profesională, cât și viața lor de familie, viața lor particulară. Și încerc să înțeleg și să creez, practic, o istorie a parcursului lor ca eu, ca actor, să pot să interpretez personajul. Și cu cât pot să creez personajului mai multe drumuri interioare, cu atât este mai interesant. Dacă îl faci doar într-o singură tușă, devine foarte plictisitor, e la prima mână, cum spunem noi actorii, și nu e deloc ofertant nici pentru actor și nu este interesant pentru public. E limpede pentru cine e atent și un pic cunoscător că au totdeauna o istorie personală în spate și asta este, cred, marca exclusivă Vlad Ivanov, pe care o adoră și cinefilii, dar și regizorii mari cu care ați lucrat. Și iar mă duc la amintiri, pentru că suntem la mic dejun, sunt dezolată, cafea nu beți, masa e mică și abia îndrăznesc să mă uit la ea așa și la cafelele astea, deși au promisiunea că pot să beau două dacă vă abțineți azi. Cu mare drag. Dar m-aș duce la ceea ce mi-ați povestit și imediat am avut o tresărire de încântare spunându-mi ce
mic dejun a străit cândva cu profesoara dumneavoastră, Sanda Manu. Aș vrea să audă toată lumea și să trăiască, să simtă episodul ăsta în care eu am fost o clipă atunci când mi l-ați relatat. Așadar, era o dimineață. Era o dimineață obișnuită până în clipa în care m-a sunat profesoara mea, Sanda Manu. Și întâmplarea este nu numai frumoasă, ci una foarte, foarte duioasă. O păstrez ca pe un cadou de mare preț în suflet. Și nu este o întâmplare singulară, ea s-a mai repetat în timp. Vorbeam la telefon cu Sanda Manu și mi-a spus: ce faci tu acum? Zic, sunt acasă. Nu vrei tu să vii la mine să-ți fac eu ție un mic dejun? Pentru că știu sigur că tu nu mănânci singur. Zic, m-aș bucura foarte tare. Și m-am dus acasă la dumneai, am început să fac omletă și mi-a spus: Vlad, dragă, să știi că omleta asta este unică, pentru că a doua oară, eu acum o fac la inspirație, a doua oară o să fie cu totul altfel, dar foarte bună și aceea. Grozav. Da. Și mă uitam la ea cum pregătește, cu câtă dragoste pregătea micul dejun, din fel de fel de lucruri, extrem de fine. Și am început să mâncăm, să discutăm, să bem un ceai. Și a sunat telefonul dânsei și a răspuns la telefon și a spus: da, da, dragă, sigur că poți să vii, numai că eu acum iau micul dejun cu un domn. Dacă nu te deranjează, sigur că poți să vii. Au mai trecut 5 minute, 10 minute și a sunat cineva la ușă, încolo cine a intrat? Marin Moraru, care a pupat-o pe frunte și a spus: ce faci, copila mea? A stat doar 5 minute cât să-i dea o carte, făceau schimb de cărți. Marin Moraru stătea foarte aproape, la două străzi de locuința doamnei Manu. Am păstrat această amintire așa ca pe un cadou de mare preț, cum vă spuneam. S-a ridicat un pic cortina de fum și ceață, pentru că încep ai noștri, și să știți că e o deșteaptă și numeroasă comunitate de vizionare la mic dejun, avem deja 9 ani, ei acum toți frisonează și spun: uite, domnule, poate să fie și duios, poate să fie și sentimental. Eu însă mi-am avut această revelație și șansă totodată, pentru că v-am observat la un moment dat după o ieșire din scenă, când toți ne relaxam și încercam să ciocnim un pahar cu șampanie, și dintr-o dată mi-ați apărut, nu precum durul ăsta pe care nu l-ai chema în vizită, cum a spus cineva la mall, am auzit cu propriile urechi, ci drept un om solar și chiar un pic timid, un fel de timid foarte educat, un timid care epatează câteodată sau epatează cel mai mult scufundându-se în sine și devenind ba violent, ca în rolul de acum, pentru că jucați din nou Carusel al lui Andrei Șerban. Vă zic, dragi prieteni, că deși e de mult sold out, la Bulandra s-a reluat din 2015 acest spectacol de excepție și puteți să pândiți un bilet acolo. Câte reprezentații vor fi? Nu? Prima va fi pe 31 martie, dar așa cum ați spus, e deja sold out. Va mai fi o reprezentație pe 14 aprilie. Mă duc în altă zonă. De pildă, aici, la un nod care sună așa, când ziceți: dacă nu făceam teatru, pentru că de teatru am vorbit adineori, aș fi vrut să fiu în echipa lui Jacques Cousteau. Da, așa cred, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să explorez de foarte mic și sigur erau alte vremuri și nu aveam, cum au copiii și tinerii din ziua de astăzi, telefoane mobile, tablete, calculatoare, și cred că generația mea a fost mult mai inventivă. Inventam jocuri din absolut orice, dintr-un băț și un ghemotoc de hârtie. Inventam fel de fel de jocuri. Și am descoperit această plăcere de a inventa și în același timp de a explora. La școală, când eram tânăr adolescent, făceam dramatizări, dacă le pot spune așa acum, adică dramatizam fel de fel de texte, făceam scenete umoristice, mai ales spre deliciul colegilor și profesorilor mei, mai recitam pe la sărbările școlare, eram foarte viu, asta pot să spun, eram extrem de viu și cu toate că trăiam în comunism, sigur, toată greutatea cădea pe umerii părinților mei, în așa fel încât să ne poată asigura
traiul de a doua zi, noi nu vedeam astfel lucruri. Eram copii, eram tineri și toate lucrurile astea grele treceau mult mai ușor pe lângă noi. Dar da, a fost o perioadă foarte grea pentru toată lumea. Nu despre asta vreau să vă zic, ci despre faptul că aveam bucuria aceasta a jocului. Profesoara mea, Sanda Manu, spunea că un actor ar trebui să aibă bucuria acelui copil care își pune o mătură între picioare și spune că este calul lui Făt Frumos, că e un cal năzdrăvan. Dacă te molipsești de această bucurie a jocului, atunci poți să-i o dăruiești și publicului. Impresia mea e că n-ați pierdut-o, deși lansez o întrebare ca asta, și anume, experiența a ucis candoarea? Credeți că în toți acești 30 de ani, pentru că la anul veți avea deja 30 de ani de carieră artistică neîntreruptă, candoarea a rămas, ochiul special cu care vă uitați la nuanțe, cred că vă cunosc deja din toate aceste stagii de încântare sau de recul pe care le-ați avut filmând, vorbind cu alții, citind literatură memorialistică sau carcerală a închisorilor. Cum rămâne cu candoarea? Ea s-a temperat? A trecut în altceva? Cred că odată ce ai conștientizat și ai trăit această candoare, tânăr fiind, cred că merită să faci un efort să ți-o păstrezi. Și în special artiștii, nu numai din actorie, din muzică, din sculptură, din arhitectură, trebuie să-și păstreze această candoare și să facă un efort să-și păstreze această candoare, pentru că fără această candoare ar muri exact ceea ce este cel mai important pentru un artist, emoția. Iar noi trăim cu această emoție și nu numai că trăim cu ea, ci ne dorim să o împărtășim publicului. Un spectator care pleacă de la un spectacol nemișcat sau nemodificat sau măcar cu un gând despre ce a văzut, e un spectator pierdut. El nu o să mai vină niciodată la teatru. Ori nu ne dorim acest lucru. Așa că aproape că îi rog pe tinerii studenți și pe cei care își doresc să facă actorie să încerce să-și păstreze candoarea, să nu uite niciodată grăuntele alea de copil. Cu toate astea, candoarea se cultivă, aflu și constat de la dumneavoastră, e un exercițiu greu. Probabil că se întreține prin vocație, în primul rând. Pentru că dacă ar fi emoția asta și candoarea deopotrivă, un fel de vietate pe care o plimbăm așa în lesă, toată lumea ar avea câini, pisici și animale exotice să le plimbe pe afară și să strălucească. Nu cred că lucrurile stau chiar așa și asta e o lecție pe care o văd de fiecare dată când vin la film sau la teatru. V-am văzut și în Omul bun din Sichuan și v-am văzut și în Ivanov ăsta lui Cehov, în care există o replică, dacă eu o citesc bine: eu nu știu și nu mă înțeleg ce este înăuntrul meu. Da, da, da. Da, este o replică de o profunzime cum numai Cehov putea să o scrie. Acum, după 30 de ani de carieră și premii foarte mari, vreau să spun aici prietenilor noștri că pur și simplu ați ridicat rolul secundar la rang de artă. Puțini, și aici se vede aura unui artist mare, puțini actori, probabil nu doar din România, ar fi acceptat cu ușurință roluri episodice sau secvențiale, așa cum ați făcut-o, ridicându-le la un nivel și la o tensiune fără precedent? Da, întotdeauna spun că nu lungimea partiturii contează în teatru sau în film, cu toate că Sanda Manu spunea că, dar sigur se referea la altă dimensiune, spunea că meseria asta este o meserie de regi și regine. Nu poți să intri în scenă să aduci o cafea și să spui: v-am adus cafea, bine, las-o acolo, și să pleci și să spui că am făcut un rol mare. Nu există așa ceva. Sigur că aceste roluri mari, cu carne, cum spunem noi actorii, aceste roluri te legitimează, practic, ca actor.
Dar în film, în special, și în cazul meu s-a întâmplat de foarte multe ori, în special în filmele regizate de Călin Nețăr, în Ana Mon Amour, în Poziția copilului, unde am avut marea bucurie să am o scenă cu marea actriță Lumița Gheorghiu, pe care am iubit-o foarte tare, după aceea în Familiar, am avut doar câte o secvență sau două. Și spun că nu lungimea partiturii contează, ce mă interesează foarte tare este forța personajului pe care urmează să-l interpretez, meandrele sufletești, interiorul lui, ce înseamnă el în film, dacă duce filmul mai departe, asta mă interesează cel mai tare. Și iarăși îmi vine în minte o întâmplare absolut minunată legată tot de Sandamanu. Tatăl ei, marele actor Ion Manu, renumit pentru rolurile secundare, îi se spunea cel mai bun actor din roluri secundare, și în primul an de facultate jucam într-un spectacol la Teatrul Național, Pantomimia. Sandamanu a venit să vadă acest spectacol, m-a felicitat imediat după spectacol. Era a doua zi când urma să ne întâlnim la facultate, la cursurile pe care le frecventam, la clasa dânsei. A venit înainte de cursuri secretara, m-au chemat la secretariat, și secretara, pe un ton extrem de sever, mi-a spus: sunteți Vlad Ivanov? Eu am înmărmurit, eram că zic, da, am făcut ceva greșit. Mergeți dincolo în sala de vis-a-vis, cineva v-a lăsat un pachet acolo. M-am dus, era un pachet extrem de frumos împachetat și când l-am desfăcut, era un melon și înăuntru o scrisoare. Și mi-a spus: dragă Vlad, am văzut aseară spectacolul în care ai jucat. Ai fost minunat. Îți dăruiesc acest melon cadou. Este melonul tatălui meu, care a fost un mare actor. Știu că vei ști să-l folosești cu mare pricepere. Cu mare drag, Sandamanu. M-am dus în lacrimi la doamna secretară, iar ea a zâmbit larg. Participase și ea la acest mic secret și mi-a spus: doamna Manu vă așteaptă jos în barul facultății. M-am dus acolo plângând. Era cu Gheorghe Visu, care era asistentul nostru de clasă, și mi-a spus: te rog, dragă Vlad, să nu plângi, că o să plâng și eu și o să fiu caragioasă să mă vadă toată școala plângând cu tine aici la masă. Și am început să râdem amândoi. Și apropo și de roluri secundare și de întâmplări frumoase. Ați purtat acest melon în inventând secvențe, sau nu? Îl scot din când în când și mă uit la el și citesc această scrisoare pe care mi-a dorit-o Sandamanu și rememorez acele clipe, pentru că sunt, așa cum spuneați, aproape 30 de ani de când am terminat facultatea. E un obiect de mare preț, în primul rând. Fără îndoială. Dar sunt invidioasă. Da. Deci e o bornă existențială deja. Da. Nu-l văd, e o graniță. Da, care este. Are un încoace și un dincolo deja. Dar cel mai mare preț îl are exact despre ce vorbim, această valoare emoțională pe care, nu știu, care mi-a inundat sufletul atunci și am păstrat-o așa intactă de-a lungul timpului. Pur și simplu e ca o încheiere de scrisoare. Noi facem acum o partitură la patru mâini, tot un fel de scrisoare către prieteni și neprieteni, și ați pus accentul tare chiar de la început. Am să spun, vedeți ce v-am adus, un artist atât de mare care are atâtea pliuri în dublură, pentru că vorbește franceză, engleză, rusă, a învățat maghiară și slovenă, vine de la Botoșani și n-a avut niciodată crispări și nici complexe, eu nu le-am simțit. Am avut șansa să vă văd chiar în 1995, în Tamerlan cel Mare, era la Național, în regia lui Victor Ioan Frunză. Iar cred că era chiar debutul. Da, era debutul, da. Adică e un moment pe care, punându-l acum în tot șirul de alte momente ilustre din România, dar și din Europa și America, mi se pare extraordinar pentru un actor tânăr, pentru că sunteți un om tânăr. 30 de ani dintr-o carieră înseamnă abia 2-3 trepte. Da, îmi place. Adică îmi place să vă cred. Și trebuie să mă credeți măcar 50 de minute, după aia veți vedea ce mai facem. Îmi vine în minte o întâmplare cu
maestru Radu Beligan, care la 85 de ani parcă a fost premiat la Gala Uniter cu premiul de excelență pentru întreaga activitate. Iar dânsul, cu umorul absolut fin și caracteristic de altfel, a spus: vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu, pentru întreaga activitate. A făcut o mică pauză de până acum. Așa că sper să mai am ani mulți în față de... Dar pentru Vlad Ivanov ce înseamnă premiile? Că sunt multe. Adică e acest 2007 Palme d'Or, fără îndoială știe toată lumea despre asta. Chiar și oameni care poate nu vă recunosc pe stradă, dar în memoria lor afectivă au acest reper. Am constatat, am verificat. Și sunt și alții care au făcut un pas în plus de genul meu, când am auzit, de pildă, că pe lângă Palme d'Or ați luat repede și acest râvnit premiu al criticilor de film din LA. E o consacrare extraordinară, m-am bucurat și sigur se vor fi bucurat și alții atâția. Și după aia au fost și Gopo și Uniter și atâtea pentru roluri principale sau secundare, cum am spus deja. Am o întâmplare foarte frumoasă cu un domn taximetrist. Ieșeam de la Ivanov de Cehov, era iarnă, era 10 și jumătate seara, ningea foarte frumos la icoane acolo. Era singurul taxi din stație și nu știu de ce, pentru că mă bântuie și romantismul câteodată și de obicei mă plimb foarte, foarte mult după spectacol, tocmai ca să scap de aceste energii care nu sunt ale mele, dar am decis, nu știu de ce, să iau taxiul. Și am fost foarte mirat că acel domn, în acea liniște de iarnă, de iarnă și, da? De noapte. Și de noapte, asculta teatru radiofonic. Eu i-am spus: bună seara, sunteți liber, aș dori să merg la adresa cutare, vă mulțumesc foarte mult. Am schimbat câteva cuvinte cu dumnealui. Sunt foarte impresionat și bucuros că ascultați teatru radiofonic. Iar el mi-a spus: domnule dragă, niciodată în viața mea nu am avut memoria numelor, dar ascultând de foarte tânăr teatru radiofonic, mi-am exersat memoria vocilor și nu greșesc când vă spun că dumneavoastră sunteți Vlad Ivanov. Splendid. Am rămas mască. Da. Apropo, făceam foarte mult teatru radiofonic în acea vreme. Astea sunt momente care vă întineresc cu siguranță. Da. Dacă mie îmi fac plăcere, dumneavoastră vă fac energie și tinerețe, așa e normal să da. Fie. De fapt, asta e hrana unui artist, dar mă pun în aceste posturi extraordinare și repede ies din ele, pentru că mă interesează un teren minat, când ați spus așa. Dar întâi întrebarea mai degrabă, ca să știți un debat. Dacă nu cumva filmul, filmele, rolurile v-au învățat mai mult despre comunism decât viața proprie. Aveați doar 18 ani în 89, și după aia ați reușit o introspecție, o cercetare asupra întunericului în care am trăit cu toții, pentru că ați spus așa: m-am întâlnit odată cu un torționar pe stradă și m-am uitat în ochii lui și el nu s-a intimidat, a întors spre mine o privire plină de răutate. Da, da, țin minte, m-a bulversat acea întâlnire. Așa cum ați amintit în debutul emisiunii, imediat după 89, am citit enorm de multă literatură memorialistică. Mi-am dorit foarte tare să cunosc istoria adevărată, nu cea scrisă de Roller, cea mincinoasă, da, pe care am învățat-o cu toții, cel puțin generația mea și generațiile anterioare în școli. Și m-am îngrozit de suferințele pe care le-au îndurat intelectualii noștri, preoții, țăranii. Am păstrat în mine toate aceste lucruri și în felul acesta am reușit să cunosc mult mai bine ororile comunismului, cu toate că și în tânăra adolescență, să spunem până în 18 ani, am trăit lucruri extrem de tușante pentru sufletul acelui tânăr adolescent care eram atunci. Puteți să-mi spuneți un amănunt? Da, profesorul meu de la Școala Populară de Artă, Teodor Brădescu, un om absolut extraordinar, care nu numai că mi-a fost un profesor minunat, ci mi-a fost
a fost primul care mi-a deschis și mintea, primul care mi-a pus marile cărți în mână, primul care m-a făcut să fiu conștient de importanța și de seriozitatea acestei profesii. Și după aceea Silvia Brădescu, soția dânsului, o imensă, imensă actriță, am avut șansă, pot să spun așa. Și la un moment dat el a fost ucis de securitate. Nici acum nu se știe în ce condiții. N-am știut asta, nu scrie nicăieri, deși am fost atentă la foarte multe episoade care v-au însoțit și la originile dumneavoastră și mi-am imaginat cum treceați de la blocul în care locuiați cu familia pe strada alăturată la să vă jucați de-a v-ați ascunsele în cimitir. Da. Și asta e o probă a apropierii de a familiarizării cu moartea pentru un actor e de 24 de carate, zic, chiar dacă e copil. Da, și am suferit enorm atunci. Eram niște copii, practic. Eram niște... Sigur că aveam 16-17 ani atunci, dar am suferit enorm pentru că m-am trezit dintr-o dată... Fără profesor, fără mentor. Da, fără mentor. Și știți cum rămâne un copil singur, fără părinții lui, pierdut și... Din fericire, mulți sunt găsiți. Așa mă simțeam pierdut, pur și simplu pierdut. Mi se stricase busola dintr-o dată și cea care a preluat imediat a fost soția dânsului, Silvia Brădescu. Am și terminat după aceea și mi-am urmat cursul vieții. Dar sunt recunoscător pentru această întâlnire de mare suflet și țin minte că întotdeauna mă certa dacă întârziam și un minut la cursuri. Și după aceea, soția dânsului și fiica dânsului îmi spuneau, la tine a ținut cel mai mult și te dojenea, pentru că ne spunea acasă, lasă-l să știe și să învețe de mic că trebuie să facă profesia asta cu seriozitate și cu mare pasiune. Știți probabil mai mult decât mine că acest extraordinar Teodor Brădescu, prin 78-79, dacă e bun calculul meu, în catalogul Școlii Populare de Artă de la Botoșan, care avea sediul lângă Filarmonică. Da, în aceeași clădire. A scris la Vlad Ivanov, așa, talent excepțional, putere de muncă și probabil profesionalizare în viitor. Da, da, da. Deci este o premoniție și un exercițiu de profesor care știe ce face. Da, este. M-am bucurat mult. Cristina Bazavan a descoperit acest lucru la Botoșani, s-a dus și a căutat la Școala Populară acele cataloage, da, da, din acea vreme și a descoperit acest lucru și mi l-a dezvăluit și m-am bucurat enorm. E ca și cum l-aș fi avut atunci în față pe profesorul meu și îl și văd. Era o figură absolut extraordinară, o statură intelectuală fantastică, extrem de uman, extrem de cald, dar în același timp sever și foarte serios vis-a-vis de profesie și de ceea ce făceam noi. Dar v-ați gândit vreodată că tot Estul, toate traumele, ferocitatea comunismului românesc sau mai ales românesc, au fost în Doctorul Bebe atunci la Cannes când ați luat premiul? Și noi acasă eram cu toții acolo pentru că dintr-o dată o suliță se dusese în cer, se rupsese plasa aia de, da, care ne ținea captiv. V-ați gândit la asta? A fost un moment extraordinar acel moment și întotdeauna îmi place să leg ceea ce spuneți dumneavoastră pentru că îmi vine în minte, nu mi le propun. Este o discuție absolut liberă și încep să se reverse din mine întâmplări pentru că le-ați accesat în cel mai frumos și mai subtil mod posibil. Aveam în acea seară, în seara în care Irina Nistor a anunțat premiul de la Cannes, Palm d'Or. Da. Eram la Teatrul Național, jucam Jocul Ielelor. Aveam ultima scenă din spectacol. Am fugit repede până în cabina mașiniștilor. Am văzut că filmul a luat Palm d'Or. Am fugit repede în cabină să-mi iau haina ca să pot să cobor în scenă, haina personajului. Da. Am strigat în cabină 4-3-2, a luat Palm d'Or. Și ca să vedeți că am avut parte de momente de dragoste din partea marilor actori, Traian Stănescu, care era în spectacol, era în cabină, s-a pus în genunchi și m-a luat în brațe,
m-am pus și eu și eram ca doi prieteni foarte buni acolo, în genunchi și ne-am îmbrățișat. Am zis, trebuie să fug repede în scenă să joc ultima scenă. Iar doamna Ilinca Tămoroveanu, care era și dumneai în scenă, a oprit aplauzele și a spus, în afară de bucuria acestei seri și de bucuria noastră, ca de la spectacolul nostru, mai avem o bucurie pentru dumneavoastră. Filmul lui Cristian Mungiu, 4 între săptămâni și 2 zile, a luat acum 5 minute marele premiu de la Cannes. Și Vlad Ivanov joacă în acest film și toată sala a început să mă aplaude. Eu eram extrem de jenat pentru că mi-aș fi dorit ca aplauzele să fie pentru colegii mei din piesă. Oricum au fost pentru toată trupa. Da, da. Asta dar a fost clar. Un moment de mare generozitate din partea Ilincăi Tămoroveanu și din partea colegilor care au început și ei să aplaude. A fost ceva așa. Vorbeați mai devreme despre această zestre cu care vin de la Botoșani și dacă am fost sau nu crispat. Nu am fost niciodată crispat. Am știut, am simțit. În întâlnirile mele pe care le-am avut și slavă Domnului, am avut șansa și bucuria să joc cu foarte mulți actori mari de la Hollywood sau actori din Marea Britanie sau din Franța, nume chiar foarte sigur mari. Sigur că nu i-am citat, dar citați dumneavoastră da. Că... Ed Harris, Tilda Swinton, Jim Carrey, John Hurt, Daryl Hannah. Așa că sunt și doamne. Da, da. Am jucat în regia lui Bong Joon-ho, cel care a luat acum câțiva ani două Oscaruri. Da. Adică chiar am avut parte și de foarte multe întâlniri frumoase și întâlniri esențiale pentru mine ca actor și am învățat enorm de la acești oameni, dar niciodată nu am avut această crispare a esticului care vine dintr-un spațiu mai necunoscut, să spunem mai de low level poate în mintea altora. Întotdeauna am avut în spate acea zestre a copilului curat de la Botoșani care vine să spună o poveste și a învățat să facă bine acest lucru și vine să facă acest lucru cu pasiune și cu foarte multă dragoste și cu respect în primul rând. Nu numai față de partenerii din scenă sau din set, ci cu respect față de toată echipa, pentru că nu ne-am născut personajele doar noi. Nu, în spate este o întreagă echipă, așa cum este și aici, la emisiunea dumneavoastră și le mulțumesc foarte mult, pentru că în echipă se nasc toate aceste lucruri mari. Și mi-aduc aminte de echipă, că tot ați pomenit de 4-3-2, mi-aduc aminte că atunci când am filmat acea scenă absolut... groaznică, da, scena avortului da. din 4-3-2, Cristian Mungiu a creat o atmosferă acolo la filmare absolut fantastică. Eu nu l-am auzit niciodată pe Cristian Mungiu ridicând glasul la filmare, absolut niciodată. Dar există un atât de mare respect din partea echipei vis-a-vis de el, încât îți dorești ca actor să fii acolo și să poți să joci, să poți să te transpui în personaj. Și la fel s-a întâmplat când în anul 4 de facultate ne-am dus la Cassandra. Din păcate, acel spațiu acum nu mai există și studenții din ziua de astăzi nu mai pot profita de ele. Era practic un teatru în toată puterea. Era scena institutului da. Și prima scenă pentru actorii tineri. Da, și era un regizor tehnic care iubea enorm, enorm studenții. Iar noi învățați din facultate, de San Damano, să alergăm pe holuri, să găsim câte un practicabil, câte o masă, câte un scaun, pentru că fiecare clasă avea de făcut câte ceva și luam unii de la alții și care lua primul atunci puteam să mergem mai departe cu ora de curs. Acel domn, când a văzut că noi umblăm după scaune, după mese, mi-a spus, copii, opriți-vă, noi aici suntem pentru voi. Voi stați în locul vostru, unde veți voi, în cabină, pe holuri, gândiți-vă la rol. Noi facem aici absolut tot, facem pentru voi, pentru că vă iubim foarte tare. Și am avut parte de-a lungul timpului și la Teatrul Național, unde am stat 15 ani de zile, și în celelalte teatre unde am lucrat, la Teatrul Bulandra și la Teatrul Metropolis, am avut parte de echipe de tehnicieni absolut fantastici, care tocmai vin și te învăluie cu această bucurie și cu acest mare, mare, mare respect. Eu vă zic tot timpul un artist, pentru că
așa pun cumva o artificială, dar valabilă, bornă între vocație și meserie. Deci sunteți un mare artist și n-am să vă întreb, cum vă întreabă toată lumea, nici cum de nu vi s-a urcat la cap această glorie și nici dacă vă place mai mult filmul sau teatrul, pentru că am să răspund cu vorbele dumneavoastră când ziceți rolul în teatru e inepuizabil, precum foile de ceapă. Decojești și mai decojești și decojești încă o dată ca să ajungi la miez. Ăsta e un răspuns care lămurește toate nedumeririle, zic. Și îndrăznesc să le spun celor care sunt cu noi la cafea în dimineața asta că ar constata repede ce evanta extraordinar încape în vocația lui Vlad Ivanov, de îndată ce v-ar căuta și în reclamele pe care le-ați făcut cândva, și în voce, dar mai ales pe scândură, unde ziceți că este o energie specială. Să vorbim despre asta pentru că merită să se știe și vreau să spun așa, că noi doi avem, spre deosebire de alți moderatori, pe mâna cărora v-ați dat și bine ați făcut, cred că ați ales bine de fiecare dată, noi doi avem o complicitate pentru că în decembrie anul trecut, în 2023, v-am văzut într-un rol extraordinar, pe o adaptare pentru scenă, deci e ceva legat de familia mea și sunt bucuroasă și iluminată de această experiență la care am participat, pentru că în raport asupra iubirii, textul care s-a extras și a devenit dramatizat din raport asupra singurătății, semnat de Augustin Buzura, sunteți pur și simplu un protagonist care lasă sala mută. V-am văzut întâi la Londra cu premiera acestei adaptări, într-un fel de spectacol-lectură și dintr-o dată în decembrie 2023, în sala Teatrului Național, erați alt Vlad Ivanov, care era de fapt romancierul, cu iubirile pierdute, cu bătrânețea, cu angoasele, cu frica de moarte. Și vine întrebarea, o să vă duceți împreună cu Lucian Maxim, care face în direct muzică, e un percuționist pe care poate o să-l chem aici la cafea, dar o să vă duceți cu acest spectacol ca și alții să afle despre ceea ce vorbesc acum și despre ceea ce noi am văzut într-un cerc de doar 250 de persoane. Dar o să se afle despre acest one-man show pe care l-ați propus și care pentru mine a fost deplinătatea vocației dumneavoastră la acești apropiați în curând 55 de ani, care nu se văd nici pe față, nici în energie, nici, dar se văd în talent, se văd în mișcarea de scenă. Se văd că ați vorbit de acest blog al Cristinei Bazavan, care zice foarte frumos. Se văd în voluptate absolută cu care coborâți în rol. Ați spus foarte frumos acum, foarte frumos și așa spunea și George Constantin, tot Sandamanu mi-a spus, fiind odată la cursurile dânsei, George Constantin, întrebat de Sandamanu dacă are ceva să le spună studenților, le-a spus că și el trebuie să mai învețe, ca să vedeți câtă modestie totuși la un colosal actor, dar a spus că ceva ce pot să le spun este că niciodată nu am venit pe scenă fără să fiu pregătit și fără să mă coste. Acest spectacol este un spectacol de mare suflet, iar această mărturie pe care vă fac acum este una absolut sinceră când spun de mare suflet, pentru că mă leagă o emoție puternică față de Ramona Mitrică, cea care a făcut adaptarea după textele din romanul Arport asupra singurătății de Augustin Buzura. Mă leagă o prietenie fantastică de Ada Buzura și de Mihai Buzura. La invitația lor am reușit să facem acest spectacol și, într-adevăr, acest spectacol este un spectacol care se joacă și se cântă, practic, dar e o muzică de percuție și nu e vorba despre muzică aici, este vorba despre ritmuri. Da. Ritmuri interioare și stare. Pentru că personajul lui Lucian este gândit ca o prelungire a emoțiilor, trăirilor,
a tot ceea ce înseamnă univers sufletesc ale personajului principal din piesă. Și acest spectacol se joacă așa cum la circ un acrobat merge pe sârmă la mare înălțime fără centură de siguranță. Acest spectacol se joacă fără centură de siguranță. Am simțit numai așa, asta în dumneavoastră pe scenă. Da, numai așa poți să plonjezi adânc în sufletul uman și întotdeauna spun că forța acestui spectacol stă în primul rând în textul și în profunzimea lui Augustin Buzura. Mă duc spre alt ecou larg și impresionant pe care l-am primit când din ianuarie încoace toată lumea îmi vorbește despre spectacolul extraordinar pe care, un recital de poezie pe care l-ați făcut și la New York și la Londra de Ziua Națională. Și atunci m-am gândit că ar fi o bună încheiere și pentru noi la mic dejun. Nu o să vă zic acum ce vers vă bântuie din Sorescu sau din Eminescu, ci pur și simplu dacă poezia vă însoțește și în ce fel, dacă vă ajută și în ce fel, tocmai pe dumneavoastră, durul și înspăimântătorul. Încântați-ne pe toți cei care am stat nemișcați să vă ascultăm astăzi sâmbătă la mic dejun cu o idee despre poezie, așa cum veți dori să fie ea, ca să însemne și o încheiere pentru acest dialog care a fost mult prea scurt. Nu numai pentru un actor, ci pentru toți oamenii ar trebui ca poezia să facă parte din universul lor interior. Uneori când sunt într-o anumită stare, când cochetez și eu cu această idee și scriu câteva versuri și respect foarte mult poezia și îmi place poezia, tocmai pentru că în felul acesta poți să cunoști universul cel mai adânc sau cărările cele mai adânci ale celui care scrie aceste versuri. Și îmi aduc aminte de acele zile când, premergătoare spectacolul de poezie, când amândoi și Lucian și cu mine ne-am dorit să spunem acest gen de poezie, poezie care să miște sufletele celor din sală. Și Sori și stele, cum zice Dante, da? Ați făcut asta. Da, și mi-aduc aminte că am găsit versuri din manuscrisele lui Eminescu, poezii care nu sunt în forma lor finală, dar care mie mi s-au părut absolut extraordinare și pe care le-am inserat în spectacolul nostru. Și după aceea, chiar aici, la Cărturești, am găsit niște poeți contemporani fantastici și țin minte că căutam în rafturile cu cărțile de poezie și luam câte o carte și e acolo sus la etaj o banchetă și am stat aici cred că 3-4 ore cu câte o carte și citeam poeziile și o puneam la loc. Dacă îmi plăcea ceva, cumpăram cartea chiar și pentru o poezie. Acest lucru poate să devină măcar o dată pe lună, măcar o dată până poate să devină o obișnuință. Să vii într-o librărie cum este Cărturești, absolut extraordinară, poți să-ți iei un ceai aici, poți să vii chiar la mic dejun, să iei o cafea, să te duci acolo pe bancheta aceea, să iei o carte, să o citești, să o pui la loc, să iei alta. Și lucrul ăsta înseamnă foarte mult despre tine. Înseamnă foarte mult despre aspirațiile tale. Înseamnă că vrei să trăiești într-un anume fel. Și asta trebuie să facă un artist. Un artist trebuie să trăiască într-un anume fel ca să poată să dea publicului acea emoție fantastică de care, de fapt, toți avem nevoie. Vlad Ivanov, vă mulțumesc. Sunt îndatorată pentru acest moment de grație pe care îl închid citând din nou din profesoara dumneavoastră inegalabilă Sandamanu, care zicea așa, pentru că ați rupt citatul: actoria nu e, domnule, decât pentru regi și regine, nu pentru slujitori. Iar Vlad Ivanov v-a convins, e un rege, absolut. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și eu!